Fântâna cinetică din Drobeta Turnu Severin se află din nou în centrul municipiului. Astăzi au fost aduse piesele pentru a fi montată după ce a fost făcută o revizie totală a acestora. În scurt timp, publicul severinan și nu numai se va putea bucura pe deplin de spectacolul dinamic de culori și lumini. Vești bune pentru iubitorii de fotografie. Pozele inedite de la fântâna din centrul orașului vor fi din nou în albumele tinerilor căsătoriți și nu numai. În acest moment a început montarea mai multor piese care au fost reabilitate la o unitate specializată din Târgu Jiu. Ultimele piese astăzi care le-ați adus, da? Da, ultimele piese la fântână, da. E totul, în momentul acesta lucrăm doar la asamblare, da? Da, deci da, totul da. E finisat, da, reabilitat. Da. Reparat? Reparat, da. Preconizăm ca săptămâna următoare, pe sfârșitul săptămânii, să facem probe la... Da, deci asta înseamnă 10 zile. Da, 10 da, zile. Da, da. Și e funcțională din momentul acela? Da, da. Că... Se fac probe la rece și pe urmă... Credeți că ar mai putea interveni ceva? Nu. Cred că ar putea să fie... A trebuit să ne verificăm probleme. Un pic și instalațiile electrice. Bun, dar nu cred, deși le fac sau trebuie să ducem pe altceva? Nu, face mergem, domnul cu mentenanța. Da, să mergem cu comitent și cu partea mecanică și cu instalația electrică. Așa fel încât să putem să dăm drumul. Ați întârziat puțin, dar e mai bine că... E important să fie funcțional. Ne mai duce 40 de ani de acum încolo. Eu așa zic că... 40 măcar. Da? Reprezentanții primăriei Drobeta Turnu Severin au parcurs toți pașii necesari, astfel încât fântâna cinetică să fie funcțională cât mai repede. Este într-adevăr o reabilitare completă a fântânii arteziene. E un obiectiv de suflet pentru severineni, un obiectiv turistic și era necesară această reabilitare. Sunt 40 de ani de când nu s-a umblat la această fântână. Am mers în primul rând pe partea mecanică, dar în același timp o să lucrăm și la partea electrică. Așa cum spunea și constructorul, cel târziu, la sfârșitul săptămânii viitoare, ar trebui să facem primele probe. Eu omeau o marjă de siguranță pentru două săptămâni, dar două săptămâni sunt o veșnicie. Important este că ea va fi funcțională. Sperăm să ne bucurăm cu toții, încă ani buni de acum încolo. E un obiectiv turistic, e un obiectiv pentru toți severinenii și mehedințenii. Este important să-l avem funcțional și ați văzut că am reabilitat întreaga zonă. Mai avem puțin de lucru la aleea care merge de aici, pleacă de lângă teatru către cetate și putem spune că toată zona este reabilitată. Timp de 40 de ani de la inaugurare și până în prezent nu a mai fost realizată o revizie totală a fântânii cinetice, astfel reabilitarea acesteia a fost o lucrare foarte complexă. Deci s-a lucrat foarte mult la uzură foarte mare, la rulmenți, la coroanele din sate, deci de aia s-a și întârziat atâta. Se lucrează foarte greu în inox ca prelucrare și ca... Și de aia s-a și întârziat puțin cu această fântână. Înțeleg că nu a mai fost reabilitată niciodată. Niciodată de când a fost. Și de aia s-a și apășit atâta uzură foarte mare în rulment și tot ce s-a în angrenaje. S-a intervenit inclusiv la sistemul de jos? Da. Este, acolo deja este rezolvată problema. Deci acolo este gata. Deci rămâne numai partea de sus, de... la suprafață. În cât timp preconizați că severinenii se vor... Eu preconizez ca săptămâna viitoare, deci pe la sfârșitul săptămânii viitoare să facem probe la rece cu fântâna. Fântâna cinetică din Drobeta Turnu Severin a fost realizată de Constantin Lucaci, unul dintre cei mai remarcabili sculptori în oțel inoxidabil ai lumii. Numită și Hora de la Bălăcița, aceasta reprezintă o îndrăzneață combinație de apă, lumini și mișcare, iar în spatele ei se află Palatul Cultural Teodor Costescu, un monument istoric inaugurat în 1913 pe care îl poți marca pe lista cu obiective de vizitat.